Fitstart. Mai gustos, mai sănătos! Pagina sa de Instagram este considerată de multe femei un ghid al maternității. Alții, dimpotrivă, o critică pentru că ar promova o imagine ideală a familiei. Dar asta nu o împiedică să împartă cu cei peste 160.000 de urmăritori modul în care își educă cei 8 copii minunați. Marina Cârnaț este alături de mine astăzi. Bine. Salut! Mulțumesc pentru introducere. N-am știut că am așa... O să spun despre toate. Eu am studiat comentariile la alte interviuri, o să-ți povestesc eu multe. Eu le citesc, de asta e. Nu prea sunt curioasă, dar ok. La început o să fac o mică precizare pentru cei care ne privesc la... Propunerea ta, da. Dialogul va fi la Pertu. Da. Și vreau să începem dialogul nostru prin faptul că o să ne povestești despre cea mai recentă realizare a voastră. Casa. Un cadou frumos, important, o casă S-a nouă. S-a sincronizat, de fapt, pur și simplu, dățile, dar da. Eu am făcut gestul. Este doar din, să zic, venitul lui, din munca lui. Și... am bucurat. De ce ați decis să vă mutați la o casă nouă? Casa în care noi acum locuim este de peste 5 ani, de când am achiziționat-o și corespunde la toate necesitățile noastre, dar că trebuie renovată. Adică ea e din 1996. Adică cum vede lumea acum, e din 1996. Nimic nu ne-am schimbat, n-am investit nimic, pentru că am zis de să trăim, să vedem cum ne acomodăm cu locul, cu spațiul, cu tot. Și evident, tot trebuie renovat, inclusiv și sistemul de încălzire, de apă și așa mai departe, dar e funcțional. Și am dorit să o renovăm, în fiecare an tot ne gândeam cum, tot calculam și la un moment dat, atât recent, soțul a găsit această casă, tot în regiunea în care noi locuim acum, pentru că asta a fost un criteriu după care noi ne-am condus când căutam casa, să fie exact în regiunea asta, pentru că și oferta nu chiar e mare, asta e de, și după buget. Pentru că școala e foarte aproape, la 3 minute de casă și asta a fost important pentru copii, să ne schimbăm locul, pentru că noi suntem mulțumiți de gimnaziu la care merg. Și pur și simplu a fost un preț foarte bun. Cum arată casa visurilor voastre, a familiei Cârnaț? Câte camere va avea și în ce stil va fi executată? Stilul care îmi place mie este mai mult clasic, dar neo, da? Ceva nou, modern, dar în stil minimalist. Îmi plac elementele scandinave, îmi place culoarea albă, dar nu chiar practică pentru... Mai ales cu mulți copii, da, deloc practică. Și mai mici, dar îmi place foarte mult pentru că în clasa anterior de asta în care noi locuim acum, mi-a venit mie așa odată o idee și zic că vreau să fac în living culoarea ciocolată, adică să fie pereții ciocolată. Și cea care ne vopsea zice, tu sigur vrei culoarea asta? Tu sigur vrei culoarea? Zic, sigur, da, eu vreau, m-am săturat de alb. Și după ce a făcut, așa primeam plăcere, zic că îmi place foarte mult. Și peste câteva timp, cred că vreo 2 săptămâni, eu mă simțeam așa apăsată și chiar nu-mi plăcea, chiar am început să zic, măi, ce am investit eu în asta? Peste foarte puțin timp noi am vândut casa și ei au renovat, cei care au luat-o, au renovat, au... deci na, a fost, n-a trebuit eu să stau mult acolo. Într-o familie numeroasă, oricum fiecare își dorește puțină intimitate, în noua locuință vei avea o zonă doar a ta. O garderobă, un balcon, mică terasă, de ce nu? Eu le-am toate astea, doar copiii nu le-au. Noi de asta și că am căutat altceva în care să facem la fiecare o odaie și cu un bloc sanitar, adică și baie și liceu, pentru că mai ales dimineața, seara, când trebuie să facă, deci stau la rând. Toate avem 5 băi avem în casă. Dar oricum, la toți se place anume o baie, la toți se place la baia părinților și tot așa. Și de asta zic că fiecare să aibă să fie comunitate, nici măcar la doi. Dar vom vedea în dependență de cum vom face proiectul, pentru că de-abia suntem la prima
etapă de documentare. Apropo, despre reparație, e un test foarte bun pentru cupluri, chiar și pentru cele mai longevive și puternice, pentru că fiecare are propria părere, preferințe. Cine la voi se ocupă de alegerea tapetului, teracota, și dacă consultați și părerea copiilor, se implică ei în reparație? Da, obligatorii se implică. Asta e mai ales cei mai mari. Dar eu le spun și la fetele care zic că, iată, nu, copilul nu poate dormi singur în cameră, cum să-l obișnuiesc. Zic, încearcă să-i faci camera visurilor lui, adică el să aleagă, el să, nu știu, merge la magazin, să-i faci așa o poveste, știi, nu te grăbești, că ai toată viața înainte. Și el își aleagă, el își alege și pernuța și unde pune, nu știu, jucăriile preferate, tot să-i placă lui, culorile, tot. Și apoi îl obișnuiești culcându-l, tu stai pe pat, alături de el, îl mângâi, după ce te așezi lângă el pe scaun, după ce la ușă. Deci, iată așa, da, așa e obișnuirea, deci eu la tot să spun. A, ce de bine că copiii tăi mănâncă de toate, copiii tăi dorm bine, se culcă, tot. Păi i-am obișnuit. Dar nu mereu ați avut o familie numeroasă și posibilitatea de a procura o astfel de casă mare. Care a fost prima voastră locuință? Unde ați început traiul în doi? Eu când m-am căsătorit am intrat totul gata, cum spun eu. Și avea casă, avea mașină, da, nu mi-am imaginat că voi avea mulți copii, dar era suficient, erau 3 odăi, 3 dormitoare, era casă cu 3 niveluri. Deci noi am trăit, noi am născut acolo 6 copii. Deci nu ai experiența asta de a trăi într-o garsonieră, nu, sau la cămin? Nu am, dar eu de multe ori spun, știi, pentru că ne-am cunoscut când el trăia la cămin. Și eu îi spun, zic că tu știi că eu am iată certitudinea că eu oricum era să trăiesc cu tine și la cămin, adică nu mă uitam la... Nu e un criteriu. Nu m-am uitat la asta. Ești foarte activă online. Ai un blog, practic, un blog pe Instagram, și cu siguranță ai observat tendința moldovenilor din ultima perioadă, de când s-a scumpit gazul, postează factura. Și spun că, iată, pe o lună, chiar cu ce metraj? Chiar vreau să postez. Hai, spune, ce factură ai primit? Am vrut să postez pentru că soțul meu, cei care nu cunosc, are și o afacere de garsoniere în chirie. Și el are 4 case, și atât la fiecare. La una are 68.000 de lei pe gaz. Într-o garsonieră? Deci la un bloc locativ. Dar blocul e cu 4 niveluri, adică nu sunt foarte multe odăi. Însă se simte foarte tare diferența asta. Noi achităm 10.000, iată mi-a venit pe luna asta, dar să știți că adică e dat la maximum. Dar din cauza că sistemul de încălzire este vechi, caloriferele tot nu sunt. Deci căldura nu e făcută așa inteligent și evident noi achităm. De asta și ne grăbim de fiecare dată să facem o renovare ca să locuim și noi bine, mersi și econom. Ai spus în toate interviurile că în familia voastră nu se cheltuiesc banii pur și simplu, așa, în vânt. Și aveți un management economic foarte bine pus la punct. În raport cu copiii, câți bani de buzunar le dai și pentru ce? Îi înveți să fie economi sau totuși îi mai răsfeți și în acest aspect? Ei fără multă vorbă, ei văd, deci ei preiau asta de timpuriu, de la un an sau când începe ei a înțelege, vreau asta, cumpăr asta, da? Iată atunci ei știu cum se comportă la magazin, că nu orice vezi poate de cumpărat, că există un buget. Prioritatea are hrana copiilor, educația lor și deja restul activităților și, evident, cele de consum zilnic. Dar asta, prioritatea e hrana. Eu am observat pentru că asta se reflectă, de fapt, în sănătate. Pentru că sănătatea... Știi cum, alții au un buget pentru medicamente. Noi nu avem asta. Pentru că investim în alimentație, investim în sport, investim în vacanțe, dar tot nu sunt foarte dese. Și copiii preiau de la noi, văd
ce e mai important, fără ca noi să le spunem, uite, știi că asta e, asta e, asta e. Și bugetul la fel, n-aș putea spune că este ceva bătut în cuie, dar e foarte important să fie bani puși deoparte, să fie bugetul, da, pentru ca tu să investești ca banii pe care tu i-ai făcut extra să-ți aducă tot bani. Deci să nu ajungi la un moment dat că ești doar un consum, adică un om care consumă și consumă, dar să ai și un venit. Asta este important și inclusiv și la copii dezvoltăm latura asta. O fi eu prin diverse activități pe care îi remunerăm, inclusiv bănesc. Interesant. Da. Ce anume trebuie ei să facă ca să primească o remunerare? Munca pe care ei o fac casnică, o facem doar cu scopul de educare. Adică să poate să vadă cu te a reușit și el poate să fac ceva sau poate să găstească și uite, el se simte important că el a realizat ceva. Că el s-a uitat că mame face, dar când face și el, uite, a, da, uite, am spălat acolo cu mopul, wow, deci nu numai mame, dar și eu, gata, și el se simte mândru. În asta doar aplicăm munca. Însă cu ăștia mai mari, spre exemplu, dacă eu simt că nu am, nu știu, nici chef, nici timp suficient, eu pot să-i propun, zic, uite, dacă faci curat la bucătărie, tot așa cum, știi, cum îmi place mie. Generală, o curățenie, da, generală. Da, la bucătărie, nu toată casa. Atunci, de exemplu, sau în living, sau da, câte o dai așa. Iată, pot să-ți dau acolo 100-200 de lei. Da, și sunt de acord. Dar chiar nu de mult, când spune trecută, am zis Manuela, zic, Manuela, vrei 200 de lei, da? Și ea, nu! Nu, la mine acum e prioritatea să fac temele. Te-a refuzat și da, gata? Da, iată, poftim, zic, Doamne, mai este așa familie, să dai 200 de lei și să vrea. Și ce faci în această situație? Mergi la următorul copil? Da. Chiar așa a fost. Asta e avantajul într-o familie numeroasă. Nu, n-a avut nici următorul. Băieții... Nu. Eu pur și simplu am zis că da, nu, bine, lasă să fie așa cum este. Adică eu pur și simplu nu aveam chef. Și zic că da, să... Dar nu e gen că vreau neapărat să fie luna acolo. Pur și simplu așa am zis că da, să-i ajut să facă și bani. Și n-am vrut. Cât despre gadgeturi? Ei te văd mereu cu telefonul, știu că ești activă pe rețelele de socializare, dar le permiți să aibă, să petreacă cu telefonul, nu știu, câte ore de fapt le permiți să petreacă cu telefonul? Și dacă ai careva interdicții, să nu utilizezi TikTok-ul, Instagram-ul sau alte platforme? Fiecare are din școlari, au. Unul are tablet, și restul au telefoane și laptopuri, mai ales că fac acum, știi cum, cu pandemia asta, ba online, ba fizic și e nevoie. Le-am luat, dar prioritatea au temele, deci vin acasă și fac temele, deja toate activitățile extrașcolare dacă le au în acea zi și le rămâne puțin timp pentru asta, de ce nu? Deci important pentru noi ca să-i ocupăm cu ceva, da? Ca să... Aha, și după asta poftim pe noapte, neapărat le luăm toate laptopurile, toate gadgeturile le luăm, pentru că stau în cameră, copilul e copil, el toată noaptea curios. Poate să stea așa. Nu, poate să stea toată noaptea să se joace. El nu are simțul limitei și al responsabilității. De ce noi îl luăm? Și nu cu scop că de pedeapsă sau de ceva, ei cunosc că, uite, noaptea nu. Dimineața poți și ea dacă are nevoie, dacă nu, revin deja seara sau când are necesitatea să-și, nu știu, la teme să mai... La școală nu ia telefonul? Telefoanele, da. Dar unii copii mănâncă doar când dau telefonul în față. Așa părinții îi obișnuiesc ca să mănânce. Asta e obișnuință. Nu a fost așa ceva la voi? Doar cu primul, apropo. Și el e cel mai la noi dependent de gadget. Pentru că el și va fi programator. Adică el așa spune că va fi. Și noi îi dăm voie să-și dezvolte toate abilitățile în acest domeniu. A cumpărat foarte multe din astea, nu teste, dar cursuri online. Și chiar mă bucur că se dezvoltă în asta. Dar țin minte cu el foarte greu, în general, foarte greu l-am alăptat. El nu a vrut să ia sânul și eu mă storceam și din sticluță 6 luni.
Și după diversificare, când a început deja mâncarea solidă, tot foarte greu am mâncat și îl puneam așa în scaunel și la desene animate. Pe urmă, te învață viața să faci altfel, pentru că îl obișnuiești și el îți dictează cum să trăiești, da? Când... Crezi că nu e ok așa? Nu, obișnuiești cu... Nu pot să zic că a fost ceva care l-a degradat sau ca să ai doar pe timpul, da? Dar din punct de vedere psihologic pentru el și pentru tine, pentru că tu nu ești liberă, tu trebuie să te duci, nu știu, te duci la un restaurant, el nu o să mănânce, el o să aștepte telefonul sau altceva în ospiție, îi duce în vizită la cineva iarăși. Deci asta pentru tine e complicat. Pentru că tu nu ești liber, pentru că tu l-ai deprins cu o anumită rutină. Asta e unicul ce deranjează. Dar la altceva, oricum părintele își iubește copilul și nu o să-și lase copilul să uite dimineața până seara. Adică asta e logic. Dar despre TikTok ce crezi? Eu, de exemplu, tot o am doar pentru inspirație, la muzică, la ceva. Nu am TikTok, profil în care să-l dezvolt, pentru că nu reușesc. Am Instagram și e suficient. Dar dacă te uiți, tot eu mă uit la organizare sau ceva, deci mi-apare exact asta. Nu mi-apare ceva super nou care să mă provoace. Dar pe copii îi obișnuim cu să filtreze ei singuri. Adică eu nu stau să văd în history ce, unde a intrat, de pentru ce. Să cauți, să găsești. De exemplu, de orice poți să te legi, da? Dar eu îi vorbesc foarte mult. Ei au... tatăl, adică soțul meu, le vorbim, uite ce e bine, uite ce e rău. Foarte important noi să fim primii care să-i spunem despre ceva. Un alt fenomen răspândit printre copii și adolescenți este bullying-ul și este un subiect de actualitate pentru toți părinții. Acum generația tânără, se spune așa, e răutăcioasă de multe ori și au fost foarte multe cazuri răsunătoare în presă, dar partea proastă e că sunt mult mai multe, iar părinții nici măcar nu știu. Copiii tăi s-au ciocnit cu această problemă, bullying-ul, sau cum le vorbiți despre acest aspect? Că uite, e posibil și așa ceva, există și copii răutăcioși. Nu vorbim despre că există copii răutăcioși. Eu cred că, adică nu cred, dar noi așa facem. Noi dezvoltăm ca ei să fie oameni buni pentru societate. Ca ei să nu bată acea, nu știu, animal, spre exemplu. Dacă la un animal el e mai blând, da? Nu mai vorbim deci față de un om. El nu ar ridica mâna sau nu ar vorbi urât. Însă sunt diverse cazuri. Da? Noi spunem că toată educația vine din familie. Însă sunt copii care în familie e bine și au toate principiile bune puse la punct, dar el vrea să se afirme, de exemplu, într-o anumită situație în fața cuiva și în psihologia copilului sunt foarte multe nuanțe care noi, părinții, nu putem să le aflăm atât de bine. De ce noi îi spunem întotdeauna, nu gen că să nu spun mamei că, sau să nu spui tatălui, dar invers. Uite, mie, tu poți să-mi spui orice. Orice n-ai spune. Eu n-am să te judec. Eu așa îl încurajez, de exemplu, orice elev, orice copil al meu. Și foarte mult contează el când să-ți spună asta. Tu să ai o reacție adecvată. Dar, slavă Domnului, n-am pățit. Suntem într-o școală foarte... E un liceu privat? Sau nu, este gimnaziu de stat. Dar eu întotdeauna zic că foarte mult contează directorul, administrația, ca să fie cât mai implicată în proces. Și ne bucurăm, este un gimnaziu bun. N-aș schimba niciodată. Majoritatea persoanelor publice totuși aleg să-și ducă copiii la o instituție privată. Având această posibilitate, de ce nu ai mers acolo? Pentru că eu cred că nu contează unde, da? Adică poți să-l duci pe copil în 10, să-l duci, nu ți-a plăcut acolo, hai în altă parte. Problema e în copil, problema nu e în cadrul cel didactic sau în copiii care se duc acolo. Copilul trebuie să fie pregătit de acasă, să aibă cei 7 ani de acasă, ca să reziste, da?
la toate atacurile, inclusiv de bullying, să știe cum să-și apere drepturile, să le cunoască și prin vorbă, în primul rând, prin comunicare. Și respectiv, dacă tu cauți doar să-l, nu știu, nu să-l cucolești, da? Să-l protejezi. Da, să-l protejezi de că acolo o să fie mai puțin și o să facă mai bine carte și nu o să fie problemele care sunt în instituțiile de stat. Da? Atunci nu este nimic exclus. Da, poți. Nu e vorba că nu-ți permiți sau cineva chiar nu-și permite, dar zice că la grădiniță privată și gata, pentru că e important asta. Dacă asta e scopul vieții, dacă asta crede ea atunci, la momentul ăsta, de ce e ceva greșit? Nu, nu e greșit. Câtă libertate au copiii tăi? De la ce vârstă le-ai permis să meargă singuri la cumpărături? La ce vârstă? Iată, Tadeo, la 6 ani, prima oară a mers singur, da, 6 ani, în magazinul peste drum, chiar de acasă, până la magazin a mers singur. Dar până atunci, el singur cu mine, dar eu stăteam într-o parte, el achita, adică el singur, independent, adică și la 5 ani, Malvina, la fel, are banii ei, își cumpără, tot Malvina are 5 ani. Cam așa, cam pe la vârsta de 5 ani, când ei pot deja logic gândi și număra și vedea unde mai bine și unde mai rău. Ai careva frici în raport cu ei? Excludem cele legate de sănătate, orice mamă își face griji ca micuții ei să nu se îmbolnăvească, dar ce alte frici ai în raport cu ei? Cea mai mare frică, pot să zic că, în primul rând, când sunt însărcinată, asta e, întotdeauna vrei sănătos să fii, asta e oricât, nu știu cum, ai fi de tolerant față de orice om cu dizabilitate, oricum nu vrei să dai naștere la... Nu vrei, adică, da, dacă Dumnezeu ți-l dă, asta este, accepția șansa, asta a fost frica mea cea mai mare în toate 8 sarcini. Dar apoi ți-e frică pur și simplu de un accident, adică de niște momente care, moartea de asta care, moartea anume, în care ai fi putut sprevi, da, dar nu poți, adică n-ai cum. Asta când este vreo, nu știu, boală, este un pic de timp. Dar când instant se întâmplă și acum omul este, acum nu, iată asta, aș putea spune că e cea mai mare frica mea. În rest, se poate rezolva nimic. Nu cred că în viața asta putea fi greu sau să nu aibă o soluție. Dar faptul că ei ar putea să nu vă calce pe urme, să nu se conducă de aceleași principii și valori ca voi doi. Cum reacționezi la acest gând? Și dacă... Nu cred. Nu, sunt liniștită în asta. Ai certitudinea că ei o să-ți urmeze exemplu? Da, eu sunt liniștită. Poate cuiva îi pare aberant, dar eu sunt liniștită pentru că... Știi, când trăiești într-un fel și vezi că copilul îi place și tu nu-i faci, nu-i frângi aripile, dar din potrivă îi ajut și îl prinde, el înțelege care e valoarea lui ca om, de ce este în stare, cât de important în general el pentru familia noastră, da? El, fiecare copil, are statutul său în familia noastră, atunci el n-are cum altfel să se comporte sau să aleagă o altă cale greșită, gen, cred că te referi la narcotice sau... Intrusiv. Dar mult depinde de în ce anturaj, evident, cade. Însă, dacă va fi deschis cu părinții, noi întotdeauna o să-l ajutăm și o să-l protejăm. Mulți părinți încearcă să construiască ei cercul ăsta de prieteni cu care să comunice copiilor. Nu e într-un moment. Și interzic, de exemplu, nu te juca cu ăla, nu te juca cu asta. Țin minte, părinții mei toți sunt pedagogi și mama mea, la un moment dat, mi-a zis să nu ai o prietenă. Prietenește cu toate, adică cu multe. Cu cât mai multe. Să găsești limbă comună cu fiecare și să nu faci prietenii, să legi doar pe interese, doar pentru o anumită perioadă sau fii deschisă cu toți. Și asta un principiu la care mă conduc chiar și până în ziua de astăzi și prietenesc, și copilor mei spun să prietenească cu oricine
Și eu chiar mă așezam în bancă cu cei mai marginalizați, pot să zic, din clasă. Adică eu căutam, pentru că eu eram în primii 10, așa, care reușeau și la învățătură, și eu așa parcă aș fi fost cu un statut mai înalt și căutam ăștia care erau mai marginalizați, mai actul, nu prea, sau ești mai sărac, sau ești mai înveți mai rău, da? Iată, anume cu ăștia mă așezam. Și îmi dădea așa o stare de bine, știi, uite, am putut să arăt că, într-adevăr, că nu trebuie să te uiți la... Te uiți proveniență dincolo, da. Te uiți și... dincolo, că omul e bun. Fiecare om are de la ce învăța de la el. Principiile astea sunt preluate de la părinți, în cărți. Dar care din cărți atunci? Din cărți sunt preluate cele care sunt, pot să zic, preluate. Este o carte care mi-a schimbat total disciplina sau educația pe care eu o aplic copiilor. Educație fără pedeapsă, cam așa sună ea. Și atunci mi s-a dus, adică te reorientez. În momentul când există o criză, reorientez. Deci nu pui accentul pe problemă, da? Dar reorientez-l un pic pe copil, altfel să vadă. Precum, nu știu, depinde de situație, dar ca și cum n-ar fi fost criza asta. Și, într-adevăr, e posibil fără ca să pedepsești copilul, fără ca să simtă el că nu pedepsa aia fizică, cum părinții noștri, bunicii noștri aplicau, așa erau atunci nivelul lor de cunoștințe, așa era societatea atunci formată, nu că ar fi fost greșit, dar acum noi ne dezvoltăm, creștem, fiecare societate, fiecare țară, da, are anumite principii, studiază și așa mai departe și preluăm și mie îmi pare bine că totul așa de rapid se schimbă și noi părinții ne schimbăm în dependență de aceste principii. Dacă tu vezi pe stradă că o mamă își lovește copilul, vei interveni? Nu. Nici într-un caz este... Și sunt multe, multe cazuri din astea, când țipă, când îl bruschează, când îl bate, hai mergem. Nu, eu, pentru ce să-mi fac eu emoții negative? Eu nu am niciun drept să intervin. Da, dacă ar fi, nu știu, ceva, dacă între viață și moarte, când aș vedea că, într-adevăr, o lovește, că îi curge sânge sau ceva, zic, poate mama este inadecvată. Dar când vezi că pur și simplu e, da, adică așa e stilul ei de a educa, e nervoasă, așa a învățat acasă, nu știu, adică omul vede. Atunci nu, ce, nu? Să revenim la tine. Da. Niciun an de la naștere nu a trecut, că tu arăți impecabil. Mulțumesc. Dar cât despre latura psihologică și relația cu soțul, s-a schimbat după cea de-a 8-a naștere sau tot a rămas la fel, cum spui tu de fiecare dată? Că pasiunea, relațiile intime nu au de suferit. Nu, cu fiecare copil, din potrivă, se leagă tot mai strâns relația dintre noi și ce să zic, toată lumea cunoaște că noi suntem, nu știu, suflete pereche, pot să zic, deci ajungi la un moment dat, la o etapă în relație, când poți să faci 20 de copii sau poți să, nu știu ce să se mai întâmple, să rămâi gol fără niciun ban, că oricum vei rămâne unul lângă altul. Et așa, încredere avem noi unul în celălalt. Deci asta e muncă. E muncă zilnică și faptul că avem o copii, asta ne face, știi, în fața lor. Noi nu ne putem permite ce ne puteam permite când era, nu știu, Teo junior mic, da? Atunci eu eram încă rebelă, puteam să-mi permit multe. De exemplu? Să țip, să fac, să stric, să trântesc ușa, să plec de casă. Da. Am fost din asta. Da, da, da. Deci în fiecare, cred că relația este diverse, sunt diverse crize și cu siguranță zic la toată lumea că poți să-l depășești, doar să fie dragoste. Deci dacă este dragoste, dacă tu simți că el e jumătatea ta sau ea e jumătatea ta, atunci orice se poate, orice, eu sunt sigură, orice se poate rezolva. Cum mențineți pasiunea? Și ce sfaturi ai putea oferi altor cupluri?
Să fie așa pus deoparte timp, întotdeauna să te gândești de cum eu cu fiecare copil, nu stau, eu cu tine n-am vorbit azi sau eu cu tine n-am vorbit azi. Nu există așa ceva. Eu îi învăț ei să vină la noi, să discute, dar nu eu să merg după ei și să-i caut sau hai, astăzi cu tine merg la mall, mâine cu tine sau nu știu cu cine la magazin. Adică la noi nu e pus balanța asta strictă, e flexibil. Cine are nevoie îmi spune, uite, mami, am nevoie de atenția ta acum. Și el îmi spune. Și eu las tot. Bine, independență, dar treburile casnice, le las și ofer toată atenția mea. Dar și ce sfaturi? Așa și soțului, da. Așa cum să găsească cuplurile timp? Cum să se dedice unui altuia? Cum să găsești? Eu am găsit, spre exemplu, culcăm la 8, da? Și după 8 noi suntem liberi. De mult de când am născut-o pe Mia, pe ultima fata, 8-a, nu prea am ieșit în 2, să zic. Și n-am simțit necesitatea, nici el nu a venit cu inițiativă și parcă nici eu. Adică are așa un grafic de lucru mult mai... intens? Nu, invers, mai relaxat, da, de când am născut-o și asta mă bucură și noi practic suntem toată ziua unul lângă altul și avem timpul ăsta nostru deja. Și nu simți că hai neapărat să ieșim undeva sau nu simți necesitatea asta, pentru că noi în casă deja comunicăm și avem tot și de ce avem nevoie noi. Ai spus într-un interviu că ați cunoscut în toate cazurile sexul bebelușului. În cazul Miei ați ghicit? Adică l-am planificat? Da, eu eram sigură că e fată, pentru că n-am planificat sarcina. De obicei, dacă planifici, știi exact când e ovulația, atunci e băiețel. Cel puțin așa la noi a fost. Iar când am planificat fată, așa am reușit cu fată. Dar ultimele două noi nu le-am, ultimele două sarcini nu le-am planificat. Și cam toate fetele care aud că sunt însărcinate zic că ai planificat? Îmi spune că nu. Asta e fată. Și, adică, de obicei așa, că acum e greu prin sarcina. Și de obicei medicul îți spune, uite, vede când ai ovulația și de cele mai multe ori atunci iese un băiat, atunci când planifici. Teodor își dorea un băiat. Va urma sau balanța va înclina spre fete în continuare? Nu, el chiar recent a zis că atât de mult mă bucur că am așa multe fete, toate frumoase, deștepte. Noi de mult deja, după a șasea, nu mai planificăm și nu există asta că-ți dorești. Știi, la un moment dat zici că de la Dumnezeu când și cum și nu mai e dreptul să... Noi credem că noi suntem cei care ne facem soarta, dar eu cred că asta e o greșeală chiar, pentru că nu noi decidem ce și cum și când. Chiar pot să zic un caz mai trist, mi-a scris o fată chiar astăzi și îmi zice ce să fac, am pierdut fiica, dar ea mai are încă doi și nu are într-un accident și nu are putere. Adică eu simt că ea mi-a scris mesajul ăsta gen gata, vreau să-mi pun capăt zilelor. Ce i-ai răspuns? Și e foarte greu, eu nu pot, nici nu-mi imaginez ce simte ea, îți dai seama. Ea nu are putere să, pentru ceilalți doi copii, să fie prezent acolo. Zice că s-a terminat viața. Și ea zice că, bine că nu crezi în Dumnezeu, ea zice. Eu zic că eu cred în Dumnezeu, de ce? Nu, că El nu există, că nu poate să facă așa ceva. Eu zic că nu, din potrivă, vreau să-ți spun că El știe. Și el pur și simplu ne dă încercări în viață. La cineva o tragedie mai mare, la cineva o tragedie mai mică, dar asta e o încercare, e un test. Caută alinare în soțul tău, caută alinare în copiii tăi prezent. Chiar dacă sunt mici, caută, vorbește cu ei. Noi cunoaștem cupluri care și-a revenit mama doar atunci când a mai născut încă un copil. Atunci a revenit psihologic, iată. Dar oricum e pierdere care, îți dai seama, la 4 ani o crești și, sau alții la 18 ani, la 20 ceva de ani îl pierd.
Iată, de momentele astea eu tot mă tem. Dacă tot ai ce povesti, ce învăța, nu te-ai gândit să-ți lansezi un curs de parenting? Eu cred că totul vine de la, nu de la mămici, dar de la relația de cuplu. Iată, aici aș avea multe de spus. Și nu te-ai gândit să lansezi un curs? Webinare, cum acum e în vogă. Da, o idee bună. Dar eu le spun întotdeauna urmăritoarelor mele sau cititoarelor, cum zic eu, pentru că eu sub poze scriu text. Și le spun, primiți acum plăcere sau informația pe care eu o dau gratuit, atâta cât pot eu. Și îți arăt totul, tot și îți explic și tot fac gratuit. Pur din, nu știu, din bucuria mea că pot, știi cum, când faci ceva bine și îți iese bine, vrei să dai la toți, să zici formula asta. Formula care ar ține și în diferite țări, adică poate fi aplicabilă. De ce? Și zic că de parenting, eu cred că asta ține de intuiția fiecărui om. De ce? Mie nu-mi place aici să mă bag, nu-mi place să recomand diverse cărți sau principii. Pur și simplu le arăt cum ar fi bine, dar asta vine din la susținerea soțului. Mama, dacă este fericită, dacă este mulțumită, dacă tinde să crească, să se dezvolte ea ca persoană și are susținerea asta din partea soțului, atunci maternitatea e o bucurie, doar o bucurie, nu poate fi altfel. Și chiar dacă sunt diverse momente, cum eu acum nopțile, nu prea dorm, pentru că Mia are un grafic, o lăptez. Eu știu că o să, în curând, se va termina, adică asta nu durează mult. Da? În curând. Și atât psihologic te gândești că încă un pic, încă un pic, lasă ca să dorm ziua, eu mă recuperez așa, adică... Tu ai spus că ajutorul tău principal e soțul, dar nu toate femeile au așa noroc. Nu toate au un soț grijuliu și gata să le ajute cu copiii. Unii sunt chiar violenți și vreau să te întreb ce crezi despre violența în cuplu. Cu siguranță ai mesaje de la femei care sunt victime ale violenței în familie. Ce le spui? Ce îndemnuri le dai? Dragoste. Deci nu e dragoste. Eu nu accept violența. Eu nu accept infidelitatea. Sunt femei care cunosc că sunt înșelate și ce să facă. Cum adică ce să faci? Adică există doar un răspuns. Sau continui singura și dar nu te plângi apoi că, a, Doamne, iată, păi tu ai acceptat asta. Una e să ierți și alta să mergi cu ochii închiși ca și cum că mi-aduce bani sau da, lasă că e bine așa. Nu există așa ceva. Trebuie să te iubești pe tine și orice nu s-ar întâmpla, există soluții, de asta zic, există soluții. Doar să știi să pui priorități pe lucruri. Sunt multe mame care sunt abuzate, cum ai spus, și caută, chiar am vorbit recent cu cineva care are un centru. Și iată, vin acolo mame care sunt, sau femei care sunt, da, cu copilași, care au fost abuzate, care sunt mame singure. Și îmi povestește cum gândesc ele. Adică ele au venit acolo și marea majoritate, apropo, așa sunt. Vin acolo la adăpost, da, au mâncare, copilul este hrănit una alta. Și, dar când vine elementar, acolo au făcut un ban, ceva au făcut, nu știu, deci folosesc taxiul. Pentru ce? Adică, înțelegi? Unde pui prioritate, când copilul nu are, de exemplu, o haină, nu-ți permiți acolo, sau tu n-ai un loc unde trăi, tu folosești taxiul. Adică cam gândirea nu este pusă corect. De violența fizică este și violența verbală în familie, iarăși. Și presiunea asta duce la depresie și anume din cauza că nu este înțelegere în familie, de ce și femeile ajung să nu iubească maternitatea sau să uite la alții, zică, urăsc asta, nu există așa ceva, asta e minciună, dacă la cineva e mai bine. Nu, invers, ceea ce simt ele, asta e raritate, asta e un procent mic. Marea majoritate își trăiesc viața în mulțumire, eu cel puțin văd asta și mă bucur. Dar trebuie să știe că nu sunt ele singure care există așa în situații de astea dificile.
Și găsirea e doar, cum spun eu, e partea spirituală. Deci tu trebuie să te dezvolți, în primul rând, spiritual, să-ți dai seama că nu ești doar un om care consumă sau un om care... doar partea asta materială, dar, uite, crede în divinitate și crede că el îți va găsi. Tu treci un test și dacă tu treci, atât eu am trecut, eu știu, eu am avut și o sarcină stagnată și am pierdut și eu știu exact pentru ce a fost acest test. Când s-a întâmplat asta? Înainte de a cincilea copil. Și adică, a patrulea copil, după ce a mers a cincea sarcină pe care am pierdut-o. Deci a fost, eu credeam că am 13 săptămâni, dar el de fapt avea 4. Deci embrionul s-a oprit la 4. Și da. Cum ai depășit această situație? N-a fost foarte greu, pentru că soțul a fost alături. Am plâns împreună. Eu, în general, nu sunt plângă ceas. Foarte rar plâng. Și, dar, uite, în momentul cealaltă în minte, am plâns împreună. Și a fost pur și simplu, adică, de la început, nu înțelegeam de ce, că nu înseamnă că ceva nu e în regulă, ceva am analize, tot. Am dat, tot e în regulă. Și atunci am zis că asta doar e spiritual. Asta doar e un spiritual. Și căutam răspuns, tot mă rugam la Dumnezeu, zic, Doamne, spune-mi unde am greșit. Și ai găsit? Da. E ceva personal. Dar am primit răspunsul. Și cum am eliberat, mi-am cerut iertare, eu am acum vorbesc liniștit, am înțeles pentru ce este, pentru că nu a fost doar un cheac de sânge, a fost un copil. Și asta este. Noi ne învățăm prin diverse lucruri care ne se întâmplă în viață. Să revenim la tine. Da. Discutăm mult despre copii, dar nu e posibil altfel când am în față mama a 8 copii. Da. Eu tot sunt printre urmăritoarele tale. Mulțumesc. Și am observat că tu folosești mai mult cosmetice pe baza componenților naturali, dar vreau să te întreb ce crezi despre operații estetice, chirurgicale estetice și dacă te gândești să apelezi cândva la o astfel de procedură. Ce ține de față? Față, corp, de ce nu? Uh-huh. Eu nu sunt împotrivă. Nu sunt împotrivă, dar parcă aș zice că deocamdată nu am nevoie. Era așa o idee la mine, zic, de ce? Mi-a venit o idee, vorbeam cu soțul, zic, de ce bărbații sunt acceptați acum în zilele noastre că au riduri, au ochi căzuți, au, nu știu, burtă, au tot, nu e nicio problemă. Dar femeile, noi femeile nu ne acceptăm dacă avem riduri, dacă avem ochi căzuți și burtă. Nu știu de ce, de ce. Și atunci am zis că, de ce trebuie să-mi pun botox ca să mă opresc toate mimicile, de ce, să pară ce, că nu am niciun rit, ce vreau să demonstrez cui. Mă bucur că soțul meu m-a cunoscut virgină, m-a cunoscut așa cum sunt, am fost eu la tinerețea mea, la adolescența mea, pot să zic. Dar și chiar îmi place asta chiar unește foarte bine atunci când ești într-un cuplu, când treci peste mulți ani și vezi cum îmbătrânește omul lângă tine. Asta îți dă așa o idee, nu știu, asta e ceva senzațional, eu zic, pentru că eu văd cum el îmbătrânește, văd cum el era, eu știu cum era și la fel și el vede cum eu mă schimb, dar el mă ține minte cum eu eram prima oară, înțelegi? Și asta nici într-un caz nu diminuează sau corpul meu, da, s-a schimbat, pieptul și așa mai departe s-a schimbat, nu e cum era în fată mare, dar în același timp sentimentul ăsta sau psihologic, da, că el ține minte și el îți spune asta, apropo, tu ești a mea și eu te iubesc așa cum ești și indiferent câte riduri, nu știu cum mai face, mie îmi place așa cum ești. Nu pot să nu remarc exprimarea ta și vreau să fac o precizare. Ai spus că soțul tău te-a cunoscut virgină. Te-ai referit doar la aspectul fizic? Nu. El este, primul meu bărbat. Unicul meu bărbat. Da. Nu ai regretat vreodată acest lucru? Că ai avut doar un bărbat? Nu. Nu. Dar de ce să... regret, Doamne. Multe femei dimpotrivă întind acest moment al căsătoriei ca nu, să... Eu le spun și la fetele mele că... Bine, la fetele, Manuela mai mult,
că bărbatul sau femeile au aceeași fiziologie. Este un mic, mic procent acolo, un zero, un trec și nu știu ce, de incompatibilitate fizică. Și asta e, nu trebuie să asculți nu știu ce vorbe, trebuie să știi știința. Și dacă știi, atunci ești informat și știi cum să-ți formezi și principiile sau planurile pe viitor, inclusiv în căsnicie. De aceea, și spun cel mai bine, dacă știi că el este, dar știi cum adolescenții vor să încerce înainte, dar eu sunt pe după. Dar e foarte greu. Eu râd acum, dar e foarte greu, eu înțeleg că, dar n-aș face tam-tam, că, Doamne ferește, mama mea a pus, are trei fete, noi suntem trei surori, și a pus accent maxim pe asta, să fiți virgini când o să căsătoriți și asta e cel mai important. Dar eu nu spun că asta e cel mai important, că multe poate să întâmple. Zic, Doamne, m-a păzit Dumnezeu că n-am fost violat, n-am fost, știi cum sunt fetele, pentru că n-am mers în grupuri dubioase, pot să zic. Am știut și a fost pus în mine asta cum să filtrez, cum să evit astfel de grupuri. Dar tentația este foarte mare, mai ales acum cu online-ul și toate astea. Când faci cunoștință fără să vezi omul. E foarte greu. Da, e foarte greu. Să revenim la ale noastre, da. La frumusețe. Deci nu faci parte din categoria de femei care, uite, pun la ciorap ca să-și facă sânii, fundul, buzele, mai știu eu ce. Nu, eu nu zic nu. Cum nu zic nici că o să mai am copii sau nu. Nu zic nu. Nu, aici chiar nu sunt categorică. Nici nu știi cum evoluează dorințele mele. Dar deocamdată nu. Vreau să îmbătrânesc, să văd cum îmbătrânesc. Dacă ar fi ceva, nu știu, care m-ar complexa foarte mult și ar fi foarte important pentru mine, atunci aș face. Am pomenit la început de interviu despre critici și am văzut că ți-a stârnit interesul. Da. Eu am analizat interviurile tale și inclusiv am citit și comentariile. Multe femei te admiră și într-adevăr văd în tine un exemplu, dar unele spun că, uite, păi nu există așa ceva. Spun că e fals și că nu există și că tu de fapt ai bună menajeră și multe altele. Uh-huh. Ce le răspunzi acestor critici? Dacă ai spus că nu ai știut practic de ele, acum ce le răspunde? De fapt, eu și-am primit în privat. Și mi-ai spus tu, am primit și în privat, da. Îți trimit? Deci... Da, da, nu am primit, nu privat, dar comentarii la postările mele. Uh-huh. Dar eu oricum le șterg, le blochez, pentru că mie îmi place, știi cum e, ca casa mea, e alegi. Blogul meu, ești liber, comentează unde vrei, poftim, este libertate de gândire, de opinie, n-am absolut nicio problemă. Dar la mine, pentru ce? Omul vine, de exemplu, nou, se abonează și citește mizeria asta, dar pentru ce? Dacă eu pot, dacă eu încă am un număr în care eu pot să-l gestionez, pentru că sunt care au milioane și e greu totuși să gestionez toate comentariile, dar dacă pot, de ce să las asta? Nu sunt adevăruri. Vreau să zic aici o mică remarcă. Sau o mare, nu știu cum își văd. Să vedem. Pe mine m-a inspirat foarte mult o mamă cu 8 copii, 4 fete, 4 băieți, americancă. Eu aveam atunci, cred că 3 sau 4 copii, nu mi-aduc aminte exact anul, aveam 3 sau 4 copii. Și am arătat soțului. El atât de mult s-a îndrăgostit de copii, că toți erau blonzi, frumos, deci dai seama, 4-4, perfect. Și părinții tot slabi, așa, toți unul ca unul, tot blonzi. Imaginea asta frumoasă, da, mi-a plăcut foarte mult, anume fizic. Și am zis că să încercăm, dacă nu ne iese bine, adică cât aveam atunci, 3-4, cred că 4, hai să facem mai mulți. Să lăsăm aici, hai, chiar am planificat. Și când am început profilul ăsta, blogul meu pe Instagram, atunci am căutat-o pe fata asta, pe femeia asta, pentru că eu urmăream blogul ei, era blog pe separat. HTML, da. Și citeam, foarte bine scria, frumos. Și am căutat-o și am înțeles că a divorțat. Pentru mine a fost așa o traumă, sincer vă spun, a fost o traumă a vieții mele, pot să zic, pentru că eu am ajuns să aveam 7 copii
Și zic, cred că ea are mai mulți acum copii, știi, caut, zic, sigur are Instagram. Și am găsit-o și asta, și am căutat, i-am scris mesaj, i-am zis, ce, de ce? Eu dar ți-am citit biografia, tu scriai atâtea, cum așa? Și a zis că, păi, asta așa vroiam eu să fie. Iată așa a răspuns ea. Adică ea, într-adevăr, scria o fairy, adică povești, așa le camufla și era fotograf și făcea poze bune. Dar uite, dincolo era multă durere, multă violență și traume, dar ea bine că și-a protejat copiii bine. Și atunci mi-am zis că zic, nu, eu sau arăt așa cum este, sau nu arăt deloc. Adică pentru ce? Pentru ce să arăt și să mai fac încă traume, Doamne ferește cuiva, cum am primit eu trauma asta. Și atunci m-am abonat, apropo, tot la o fată din Rusia, 5 copii, imagine perfectă, tot alb, în apartament, tot frumos, copilași în alb, 5 copilași. Și uite acum, după 3 ani, când o urmăresc, eu chiar mă gândeam de una, zic, eu de la ea nu mă dezabonez niciodată. Adică nu mă sal, exact, eu vreau să fac așa poze ca ea, știi că mie îmi place, am foarte multe în comun cu ea. Și uite, ea scrie acum, chiar zile trecute, a zis că divorțează. Și pentru mine iarăși e o enigmă. Cum așa? Deci cum? Cum dacă atâta prezință așa bine? Adică eu înțeleg femeile că vor să vadă că ceva nu e adevărat, dar eu ce să demonstrez? Sau crez sau nu crez? Totuși pentru mine e foarte important să arăt așa cum este. Și ce pot eu spune foarte este relația mea cu soțul meu, care el nu poate fi camuflat, nu poate fi, nu știu, se vede discuțiile noastre, toate, că eu pe story arăt tot, practic. Eu zic că arăt 7%, dar azi arăt 7%, mâine arăt alte 7%, poi mâine alte. Și cine mă urmește de mult, vede și face tot puzzle-ul ăsta de 100% și înțelege exact cum noi suntem. Copiii, iarăși, copiii nu pot minți, pentru că mă urmăresc părinții, colegii de clasă a copiilor și știu, copiii mei vorbesc cu ei, adică comunică, nu poate fi, n-ai cum, da, tu ai bun acolo, ai femei de serviciu, cred că da, și, adică eu știu așa, dacă un om cunoaște adevărul pe lângă tine, da, poate tu ai ceva acolo, ai făcut ceva, ai furat, spre exemplu, și nimeni nu știe că tu ai furat, da? Dar dacă te-a văzut totuși cineva, sau dacă ai vorbit cu cineva și dacă persoana aceea deja știe, gata, toată lumea deja știe. Nu mai are niciun sens să minți, ce tupeu mai poți să ai să stai și să spui că eu n-am furat niciodată în viață. Când un om știe că te-a văzut sau știe că ai furat, înțelegi? Cam asta e. Dar cine ți înlocuiește bona, de fapt? Dar eu nu văd necesitate în bună. Iată, în bună, chiar eu la mine, în familie, nu văd necesitate. Dar iată acum, de exemplu, sau în alte situații, când mergi la manicură sau la un interviu. Doar soțul. Soțul și, ai mai spus, și părinții. Da, rar așa când extremă necesitate, când și soțul are vreun interviu. Dar eu îmi programez așa ca să mă ajustez după programul lui. Copiilor mai mari nu îi încredințezi pe ăștia mai mici? Nu. Deocamdată nu. Nu, exclusiv ei să stea, nu. Doar cu un adult, asta e... Eu știu mulți părinți care lasă. Este riscul lor, dar eu riscul ăsta nu vreau să-mi asum. Nu. Pentru ce? Îmi trebuie mie tare unghiile celea, nu mai pot răbda, sau... Adică îmi trebuie mie ceva la sau chiar același interviu, neapărat, dacă nu este posibilitatea, da? Dacă la mine în familie tot e bine și am făcut de dimineață mâncare, știu, tot e bine, mersi, atunci îmi permit asta. Dacă nu, nu. Familia voastră nu are convingerile pe care le are majoritatea oamenilor de la noi. De fapt, și nu doar de la noi. De exemplu, voi nu le-ați spus copiilor să creadă în Moș Crăciun, cadouri de sărbătorile de iarnă și tot de acest fel. Dar cât despre horoscop, psihosomatică, numerologie, crezi în aceste științe? Dacă vezi adevăr, o parte de adevăr în ele? Eu în orice sunt flexibil. Are același Moș Crăciun, același brad de Crăciun, aceleași sărbători. Eu sunt flexibilă. Adică
spre exemplu, soțul, de ce? Pentru că, iarăși, ajungi cu maturitate și cu înțelepciune, înțelegi că trebuie și altfel să mai cedezi. Soțul meu are alte convingeri religioase, spre exemplu, dar eu, pentru că îi respect pe părinții lui, eu pot să merg la o sărbătoare religioasă pe care eu, personal, nu o sărbătoresc, da? Nu o facem, nu o ținem. Strict din respect. Și soțul meu și rudele mele apreciază foarte mult asta. Și la fel, știi că eu, de exemplu, nu mănânc un anumit tip de carne, iarăși rudele mele, rudele lui mai mult. Păi, uite, nu faceți, Marina, aici noi avem, am făcut așa cum ți-ți place, îmi pune locul cea mai bun. Adică, nu știu, eu zic că eu chiar sunt binecuvântată. Sunt binecuvântată că am soacră, am rude din partea lui, care, dar asta foarte mult, iarăși, contează cum soțul introduce. Foarte mult contează cum soțul introduce. Dacă soțul te pune așa în loc de cinste, exact așa te vor primi și rudele lui. Dacă tot vorbim despre soț, Teodor a spus într-un interviu că se vede președinte de țară, dar tu te vezi o primă doamnă? El are toate capacitățile, toate capacitățile și experiența necesară și eu știu că ar rămânea în istorie și știu că nu ar trebui cum alții două, trei și așa mai departe mandate ca să fac să aduc o schimbare. Pentru că se vede în viața lui, în primul rând, asta se reflectă. Și eu mă gândesc la mine, eu mă gândesc totuși pentru că orice bărbat are nevoie să se realizeze și să-și atingă scopul ăsta maxim al lui într-un anumit domeniu și la el, din punct de vedere politic. Eu cred că scopul lui, dacă o să aibă, că el azi spune una, mâine spune alta, dar dacă o să-l aibă, atunci o să-l susțin. Și la final de interviu vreau să discutăm despre regrete. Tu mereu ai spus că te consideri o femeie împlinită, fericită, dar ai ceva ce nu ai reușit să realizezi, un regret oarecare. Poate ceva banal. Nu ai reușit să sari cu parașuta, poate, sau să înveți a nota, nu știu. Dacă, da, nu pot schia, nu pot patina, nu pot să mă duc pe role, dar nici nu vreau. Cel mai interesant, nu vreau să... Am încercat, am zis că e greu. Ai o problemă cu sporturile de iarnă? În general am o problemă cu sporturile. Dar... Dacă voi, nu știu, o să am așa un scop în sine, cu te vreau neapărat să învăț să patinez, de exemplu, o să-l fac, am ambiția asta să realizez. Dar până ce nu? Regrete să mă uit așa în trecut, dar foarte mult regret cum eram eu. Deci ambiția asta mea nesănătoasă, la început, când aveam 18, 19, 20 de ani. Că erai rebelă? Regreți lucrul ăsta? Eu nu eram rea, știi, că na, numai eu și... Dar cumva nu cedeam acolo unde trebuia, era cazul să cedez. Adică disconsideram. Nu, o să fie cum vreau eu și gata. Dar cu timpul fără vine și înțelepciune. Fără ca să mă gândesc un pic și la partea cealaltă. Iată regretele astea, că multe aș fi putut evita, multe, multe dureri, lacrimi. Pentru că asta tot e imaginea ce în bagajul acela. Dar da, noi, eu acum spun cu lejeritate pentru că eu am depășit asta. Și multe femei care spun că lasă că n-are dreptate, că nu poate să fie, de exemplu, soțul primul, cum așa, că e mai important copiii, că ce învață ea, ceva învechit sau arhaic. Eu zic că eu am fost ca tine. Eu ca tine, exact, am gândit și am trăit și am fost o nefericită. Dar tu ca mine încearcă. Încearcă. Încearcă să faci. Să vezi cum dacă se vor schimba, eu m-aș bucura. Tu ai spus că regreți lacrimile. Lacrimile tale sau ale părinților? A, nu, părinții nu. N-au, soțul. N-au avut de suferit. Soțul, bine, n-a lacrimat poate fizic, dar deși a fost de câteva ori apâns. Dar i-am creat durere. Da. Fit Start. Mai gustos, mai sănătos.
Marina, îți mulțumesc încă o dată pentru acest interviu de suflet. Și eu vă mulțumesc. Te-am redescoperit, sincer. Am aflat atâtea lucruri noi despre tine. Și îți mulțumesc că mi-ai spus asta, că pentru mine e important să cunosc asta, tu fiind o urmăritare și că ai aflat lucruri noi. Dacă ai spus că ții mult la alimentația ta, am pregătit un coș cu gustări sănătoase pentru tine și familia ta. Mulțumesc foarte mult. E ceva care eu chiar nu sunt cunosc. Sunt gustări care pot lesne înlocui pâinea. Sunt super, crocante super. Și cred că copiilor cu siguranță o să le placă. Da, eu sunt sigură. Și le mulțumim și partenerilor noștri, datorită cărora putem realiza aceste interviuri de suflet. Fit Start. Mai gustos, mai sănătos.